bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ancient. Așa cum v-am promis, nu ne ocupăm doar de problemele trupului, ci și de cele ale sufletului. Invitata mea de astăzi este psihoterapeutul Adelina Pop. Bine ai venit la noi, Adelina! Bine v-am găsit! Și astăzi discutăm despre despărțiri. Mai exact despre cum trecem mai ușor peste despărțiri. Se poate trece ușor peste despărțire? Nu neapărat se trece ușor, da? E nevoie oarecum să fie greu o perioadă, da? E nevoie să fie mai rău ca să fie mai bine. Uneori faptul că trecem foarte ușor peste o despărțire, da? Așa cum ne gândim la o relație mai serioasă, nu faptul că am ieșit de două ori cu o persoană, da? Ci mai degrabă ne gândim la o relație mai serioasă și avem senzația că trecem extrem de ușor peste ea, e posibil de fapt să mascheze anumite lucruri și la un moment dat să ne trezim că revenim cu gândurile la acea relație, că de fapt nu am trecut cu adevărat peste relația respectivă și atunci cred că e important să nu fie un proces pe care îl grăbim foarte tare. Oare putem să definim în vreun fel relație serioasă? Spuneai că nu doar două întâlniri. Uh-huh. Ce înseamnă practic o relație? Poate că aici e un pic dificil și poate că dacă ne gândim la o relație serioasă, înseamnă o relație în care suntem implicați emoțional. Dacă mă gândesc, că spuneam de două întâlniri, ok, dar dacă înainte am vorbit 6 luni și am petrecut acele două întâlniri, am petrecut o zi întreagă sau, da, ok, poate fi vorba de o relație puțin mai serioasă. În momentul în care există acea implicare emoțională, în momentul în care avem cât de cât niște planuri împreună, în momentul în care am împărtășit niște lucruri, deja o putem considera o relație serioasă. Care sunt cauzele pentru care se despart oamenii, se spulberă aceste relații? Foarte des, motivele pentru care se spulberă o relație țin de faptul că își doresc lucruri diferite. Da? Ne dorim lucruri diferite în acel moment. Nu e un moment bun pentru a avea o relație. Infidelitatea poate fi una dintre cauze. Cauzele sunt foarte diferite și foarte des nu au neapărat legătură cu celălalt. Da? Faptul că eu decid să mă separ de cineva, de multe ori nu are legătură neapărat cu persoana de lângă mine, ci cu faptul că eu îmi doresc să trăiesc altceva. În cazul unei despărțiri, trebuie neapărat să existe un vinovat? Adică una dintre persoane să greșească sau să nu-și mai dorească ceea ce își dorea împreună? Nu neapărat. Uneori despărțirile sunt de comun acord, da? Ca și contractele, și decidem împreună că nu mai funcționează. Foarte des însă există o persoană care inițiază, da? Și acela preia toată vina, chiar dacă fiecare e conștient de faptul că relația nu mai funcționa, că nu mai aducea aceleași beneficii, că nu mai era asociată cu o stare de bine. Ce înseamnă starea de bine într-o relație? Înseamnă să mergi cu plăcere acasă, înseamnă să îți facă plăcere să petreci timp cu partenerul tău, înseamnă să te simți în siguranță cu acea persoană, înseamnă să fii curioasă față de cealaltă persoană, să încerci să înțelegi, înseamnă să spui atunci când există o problemă și să încerci să o rezolvi. Și când dispare această stare de bine și relația este disfuncțională, trebuie să evadezi, să scapi. Se ia ușor această decizie? Foarte de des capăt. E dificil, tocmai pentru că, așa cum spuneai, în general e nevoie să fie unul care inițiază și acela poartă stigma vinovăției, da? Și e foarte greu să te simți vinovat. Pentru multe persoane, tocmai situația asta în care eu trebuie să fiu cel care pun capăt și asta mă va face să mă simt vinovat, duce la o prelungire inutilă a relației și practic încep să mă comport aiurea, încep să neglijez persoana, sper ca cealaltă persoană să spună la un moment dat, nu mai vreau, nu mai pot în felul ăsta. Și atunci se complac amândoi într-o relație disfuncțională? Sunt multe situații de genul ăsta, da? Nici nu încearcă să rezolve situația, dar le e și teamă să facă un pas și să-și asume responsabilitatea de a încheia o relație care nu mai funcționează. Am stabilit să vorbim astăzi despre cum trecem mai ușor peste despărțire. Mm-hmm. Am ajuns la momentul separării și au împărțit lucrurile și pisica. Foarte multe persoane aleg
ori să-și petreacă o săptămână plângând în casă, ori să iasă la distracție și să petreacă așa cum ne-au făcut-o în ultima perioadă. Ce conduce spre aceste comportamente care poate nu le sunt caracteristice? Practic, atunci când ne despărțim de o persoană față de care am fost implicați emoțional, e normal să existe o reacție emoțională foarte puternică. Da? Și pe noi de obicei ne sperie emoțiile foarte puternice și atunci fie ne lăsăm copleșiți de ele, fie încercăm să fugim de ele, să le amorțim, să le mascăm, să le negăm. Da? Atunci când vorbim despre o despărțire, e normal să fim o perioadă un pic copleșiți, e normal să stăm să plângem. Și e ok, e în regulă să plângem, să vorbim despre asta o vreme, da? În momentul în care asta se prelungește foarte mult, nu mai e în regulă. Dar e ok să ne dăm voie să suferim, să trecem prin asta. Faptul că trec prin asta nu înseamnă că va fi tot timpul așa, nu înseamnă că niciodată nu o să-mi revin, ci că e normal ca în momentul în care am pierdut pe cineva drag mie să mă doară foarte tare. Da? Asta înseamnă că o perioadă e în regulă să mă doară, după care e nevoie să reîncep, să vreau anumite activități, să am grijă de mine, să reîncep să socializez, să reîncep să fac sport, da? Să-mi reiau de fapt o viață normală, chiar dacă simt că nu mai are sens, chiar dacă simt că e foarte greu, chiar dacă simt că nu mă mai bucur la fel de mult, e nevoie să mă urc din nou pe bicicletă, da? Și să pedalez, da? Pentru că la un moment dat o să treacă starea asta și la un moment dat o să întâlnești pe cineva mai bun, da? Chiar dacă ai senzația în momentul ăla că nu există altcineva. Există în literatura de specialitate vreun termen rezonabil? Adică pentru a jeli relația? Nu există un termen în care poți să spui, da, uite, în două săptămâni ar trebui să-ți treacă și dacă nu ți-a trecut nu ești în regulă, ci există mai degrabă partea asta de a crea o disfuncționalitate foarte mare pe termen lung, da? Adică în momentul în care mă gândesc, nu știu, că o persoană trece printr-o despărțire și să zicem două săptămâni e mult mai greu să funcționeze, plânge foarte mult, e greu să se concentreze, e normal, da? Dar în momentul în care asta se prelungește foarte mult și nu mai pot să fac față la muncă și nu mă mai bucur de lucruri și, da? Și e foarte accentuat, în momentul ăla ar fi important să cer sprijin, ar fi important să faci ceva ca să reglezi puțin situația. În general, oamenii vin către psihoterapeut când nu reușesc să treacă singuri peste aceste probleme? Să știi că foarte des cer ajutor, da? Și ceea ce observ și ceea ce mă bucură e că foarte des avem tendința să ne gândim că femeile sunt foarte afectate de o despărțire pentru că vedem cumva partea aia de exprimare emoțională. Dar ce ne spun studiile e faptul că, de fapt, bărbații sunt mult mai afectați de despărțiri, da? Și foarte des am în consiliere bărbați care au trecut printr-o despărțire și și-au dat seama că nu sunt bine și că au nevoie de sprijin. Da? Și cred că e foarte important să vindeci corect rana pe care ți-o provoacă o despărțire ca să poți să mergi mai departe. În momentul în care intri rănit într-o relație, șansele ca relația respectivă să fie funcțională sunt mai mici? Depinde de relație. Da? Dacă relația e un mediu cât de cât sigur, în care poate să vindeci cât de cât acea rană, da? Nu neapărat. În schimb, dacă folosești acea relație, da, doar pe post de pansament, de amorțire, nu reușești să te implici suficient, nu te lași vulnerabil, ci doar intri într-o relație ca să-ți ocupi mintea, e puțin probabil că o să funcționeze. Un sfat, unul singur, o să te rog să alegi din cele pe care le oferi pacienților tăi. Cum să treci mai ușor peste despărțire? O regulă foarte importantă e ca în momentul în care te separi de cineva, cel puțin o perioadă e să încerci să rupi contactul, da? Asta înseamnă să nu mai vorbești cu acea persoană, ați stabilit că v-ați separat, rupe contactul, nu mai intra pe profilul lui de Facebook sau al ei, nu mai urmări pe Instagram, rupe contactul și dă-ți timp să te separi. Nu ai cum sau e foarte, foarte dificil să faci tranziția într-o relație de prietenie, de la o relație intimă, de la o relație de dragoste.
Îți mulțumim foarte, foarte mult, Adelina, pentru această discuție. Cu mare drag. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși.